Ne bucurăm. Este o victorie pe care o așteptam de mult. Mă bucur foarte mult, în primul rând, pentru moralul băieților, pentru că erau jucători care, ați văzut și dumneavoastră, sufereau la acest capitol. A fost o descătușare pentru noi după o perioadă destul de dificilă, după un meci desfășurat etapa trecută pentru noi în condiții speciale, de fapt acum două etape, pentru că etapa trecută am stat. Împotriva Rapidului am jucat 70 de minute cu un om în minus. Astăzi am jucat pe un teren foarte dificil, împotriva unui adversar arțăgos, și victoria este cu atât mai importantă pentru noi. Cele trei puncte la fel, pentru că vedeți și dumneavoastră, fiecare punct contează în economia acestui sistem cu play-off și play-off. Luați în calcul trei puncte la Buzău? Noi luăm în calcul să scoatem maxim din fiecare joc. Și după meciul cu Rapid, pentru noi era extrem de important să câștigăm astăzi, pentru că ne așteaptă un program foarte greu. Jucăm etapa viitoare acasă cu Călărașul, mergem la Brăila, două echipe din fruntea clasamentului, două echipe care sunt convins că se vor afla în play-off și, încă o dată, încercăm să scoatem maxim din fiecare joc. Dumneavoastră e clar că să mergeți în play-off. Credeți că s-au stabilit în mare măsură locurile de play-off? Terceniu, uitați-vă că a avut un început foarte bun de sezon de primăvară. Permiteți-mi să fiu un pic mai rezervat, în sensul în care, la momentul ăsta, matematic, nu știu dacă există vreo echipă, poate Rapidul, care să aibă asigurată prezența în play-off. Partidele sunt extrem de echilibrate, detaliile de multe ori fac diferența și nu o să mă hazardez în declarații până când nu vom fi matematic în play-off. Dar asta ne dorim. Practic, obiectivul nostru este să ne calificăm în play-off și de acolo mai departe să vedem ce putem să ne permitem ca și strategie, ca și obiectiv. Decisivă eliminarea lui Pălimar? Categoric a influențat jocul. Pălimarul, un jucător important în angrenajul Buzăului, un jucător important în stilul de joc al Buzăului, pentru că au un stil de joc destul de vertical, cu mingi aruncate la bătaie pe Pălimarul. Dar asta, eu zic că nu știrbește cu nimic meritele echipei noastre. Noi am jucat să câștigăm, eu zic că am avut controlul jocului chiar și în egalitate numerică. Ne-am creat ocazii, Buzău a avut astăzi un portar în zi de grație, a avut câteva intervenții foarte bune. E adevărat că a avut și Buzău două situații, dar eu zic că nu s-a pus în niciun moment problema strigătate. Mulțumesc!